Bună ziua, stimați participanți. Mă auziți, da? Da, Da, da. îmi cer scuze, am avut mici probleme tehnice Nu cu se sunetul. preocupe. Eu cred că putem să începem. Vă mulțumesc tuturor că ați hotărât să fiți împreună cu noi astăzi. Eu mă numesc Nathan Garcia și sunt consilierul domnului guvernator. Evenimentul nostru de azi, ocazia evenimentului nostru de azi, e ziua leului moldovenesc. Se împlinesc 27 de ani de la lansarea, punerea în circulație a monedei naționale. Moneda națională pentru țară e unul dintre simbolurile suveranității ei, dar e la fel de important ca și orice alt element al suveranității și fiecare țară are valuta sa, fiecare țară se mândrește mai tare sau mai puțin cu valuta sa. Dar pe lângă, da, spun, elementul de suveranitate, de simbolul statului nostru, leu mai este și baza economiei noastre. Da? Toate operațiunile se fac în lei, toate tranzacțiile pe care și noi participăm zilnic la dânsele toți. Deci fiecare dintre noi are, se ciocnește, da, cu operații economice, cu participarea leului zilnic. De aceea, desigur, pentru noi important nu doar ca un element abstract, dar și ca o chestie care ne afectează viața de zi de zi, dar puterea leului, nivelul prețurilor, cursul altor valute și așa mai departe. Deci astăzi o să avem mai multe discursuri, o să vorbim pe mai multe teme, dar primul discurs o să fie din partea guvernatorului Băncii Naționale, a domnului Octavian Armașu, și eu îi cedez lui microfonul. Da, sper că se aude. Se aude? Dragi prieteni, bine ați venit la Banca Națională a Moldovei. M-aș fi bucurat să ne vedem la sediul Băncii Centrale, dar ne adaptăm schimbărilor și suntem într-un format care capătă popularitate. Evenimentele online. Schimbările ce au loc sunt cu impact și asupra circulației banilor. Și noi despre bani vom vorbi astăzi. Pentru că pe 29 noiembrie, leul moldovenesc va împlini 27 de ani de când a fost pus în circulație. Orice aniversare este și o retrăire a începutului de la care pornesc aspirațiile noastre. Entuziasmul și nestrămutata dorință de a face tot ce ne stă în puteri pentru a construi o nouă realitate. Punerea în circulație a leului moldovenesc devine parte a istoriei noastre naționale, alături de alte atribute statale care ne determină ca țară suverană și independentă. O țară nu poate fi independentă din punct de vedere economic fără o monedă națională proprie. Astfel, pe 29 noiembrie 1993 a marcat un moment crucial pentru realizarea independenței economice a statului nostru. Aceasta a făcut posibilă promovarea de către Banca Națională a unei politici monetare independente, la etapa inițială bazată pe regimul de țintire a agregatelor monetare, mai târziu bazată pe țintirea inflației. Politica monetară a condus la diminuarea inflației și stabilizarea macroeconomică, a determinat reducerea incertitudinii și riscurilor în procesul de adoptare a deciziilor în domeniul investițiilor, a consolidat încrederea populației față de sistemul financiar al statului, a contribuit la o realizare mai eficientă a reformelor sociale. Astfel, moneda națională este nu doar un atribut al statului, dar joacă un rol foarte important în economie. Nu ne imaginăm viața cotidiană fără aceasta. La modul simplist, elevii își cumpără rechizite școlare și dulciuri, părinții cumpără copiilor jucării, îmbrăcăminte și alimente,
Angajatorii plătesc salarii, producătorii își vând marfa pentru a obține bani și a face următoarele cheltuieli de producție și așa mai departe. În fiecare zi suntem implicați în efectuarea plăților sau tranzacțiilor. Purtăm în portofel bancnote, monede metalice și cardul bancar. În prezent, 4 din 5 locuitori a Republicii Moldova dețin un card de plată. Desigur, mai avem multe de făcut până a ajunge la nivelul țărilor dezvoltate, în care majoritatea plăților se efectuează prin verament. Totuși, în ultimii ani observăm o dezvoltare mai pronunțată a plăților fără numerar în Republica Moldova. Astfel, numărul plăților fără numerar efectuate cu cardul de plată mențin în ultimii ani o tendință ascendentă constantă. În trimestrul 3 al anului în curs, cu cardurile emise de băncile licențiate din Republica Moldova au fost efectuate peste 18 milioane de plăți. Acestea sunt în creștere cu 39,8% față de aceeași perioadă a anului trecut. Totodată, sistemele automatizate de servire la distanță devin tot mai populare în rândul utilizatorilor plăților fără numerar. Numărul utilizatorilor respectiv a atins cifra de 1,9 milioane. Aceasta este în creștere cu 28% comparativ cu perioada similară a anului precedent. Majorarea în cauză se datorează în special creșterii considerabile a utilizatorilor sistemelor de tip mobile payments. Sporirea calității monedei naționale și a nivelului de utilizare a plăților fără numerar reprezintă unul din obiectivele strategice ale Băncii Naționale. Pentru atingerea acestuia, BNM contribuie permanent la promovarea plăților fără numerar și planifică implementarea în perioada 2021-2022 a schemei de plăți instant. Este vorba despre un instrument de plată inovativ care are capacitatea de a prelucra în regim imediat mesajele de plată. Plățile fără numerar ne fac viața mai ușoară și mai plăcută, nu numai în calitate de membri ai societății la nivel individual, dar și au un impact benefic la nivel de țară. Acestea conduc la diminuarea evaziunii fiscale și respectiv majorarea veniturilor la bugetul public național, deoarece permit transparentizarea economiei și reducerea economiei subterane. Banca Națională are grijă de stabilitatea și continuitatea circulației monedei naționale în țară și asigură economia cu volumul de monedă necesar prin intermediul băncilor licențiate. Voi preciza că Banca Națională are dreptul exclusiv de a emite leu moldovenesc, iar moneda națională este singurul mijloc de plată pe teritoriul Republicii Moldova. Astăzi leu moldovenesc împlinește 27 de ani. El a fost martorul formării tânărului stat independent Republica Moldova și a fost marcat de toate evenimentele de-a lungul istoriei acesteia. Dar moneda națională nu este doar un simbol, ea în primul rând este un pilon important al economiei naționale. Ori o monedă este puternică atâta timp cât este sprijinită de o economie sănătoasă și robustă. Iar construcția unei asemenea economii trebuie să fie de interes național. În acest sens, Banca Națională depune eforturi pentru un sistem bancar stabil și transparent și pentru o monedă sigură și credibilă. În cadrul acestui eveniment, am plăcere să vă anunț că Banca Națională, cu prilejul aniversării a 27-a monedei naționale, va pune astăzi în circulație 8 monede comemorative și jubiliare ca mijloc de plată și cu valoare numismatică. Aceste piese de artă monetară vin să reconfirme atașamentul băncii centrale față de valorile cultural-istorice a poporului nostru. Fiecare monedă comemorativă și jubiliară este ambalată în capsulă de metal crilat, transparent și cutie de prezentare, ce îi asigură protecția în timp.
Această calitate este realizată în baterea monedelor cu aplicarea unei tehnologii moderne ce oferă un nivel înalt de conservare. Acestea se confecționează din cele mai deseori din metale, din metal prețios, aur sau argint, și se emit de banca centrală în tiraj restrâns și sunt dedicate unor personalități, evenimente istorice, precum și naturii, științei și artelor. Prima monedă pe care vreau să vă prezint este ornamentul tradițional din seria Sărbătorile, Cultura, Tradițiile Moldovei și reprezintă mărturii importante ale vieții spirituale și a tradițiilor seculare ale neamului, este parte componentă a patrimoniului național-cultural al Republicii Moldova. Moneda din argint are valoare nominală de 50 de lei și un tiraj de 400 de unități. Seria personalități este îmbogățită anul acesta cu două monede comemorative. Pentru început, vă prezint moneda dedicată artistei plastice Valentina Rusu Ciobanu, 100 de ani de la naștere. Una dintre cele mai reprezentative și ilustre personalități ale picturii basarabene, a cărei creație se remarcă atât prin mijloace expresive inovatoare, cât și printr-o profundă notă poetică. Tot din această serie face parte moneda comemorativă Alexandru Ioan Cuza, 200 de ani de la naștere. Este primul domnitor al Principatelor Unite și al statului național România. Monedele sunt confecționate din argint și au un tiraj de 300 de unități. În seria Știință și Inovare a fost inclusă moneda Paul Bran, 80 de ani de la naștere. Este fondatorul și primul rector al Academiei de Studii Economice a Moldovei, creator al celei mai ample biblioteci științifice de economie și o colecție impresionantă de lucrări științifice de referință naționale și internaționale în domeniul economic. Fiind membru al Consiliului Economic Suprem pe lângă prim-ministru Republicii Moldova, a participat activ la elaborarea primelor programe de reformare, de reforme economice, axate prioritar pe principiile economiei de piață, dar și la dezvoltarea sistemului financiar bancar. A contribuit decisiv la introducerea leului ca monedă națională. În continuare, vedem seria Cartea Roșie a Republicii Moldova. Este completată cu o monedă din argint pe care este reprezentat fluturile Mahaon, o specie de fluturi ocrotită prin lege. Moneda are un tiraj de 300 de unități. Urmează seria Poveștile Copilăriei, lansată anul trecut, și include moneda Punguța cu 2 bani din tombac argentat cu valoare nominală de 20 de lei și un tiraj de 300 unități. Este o excelentă oportunitate de a redescoperi poveștile lui Ion Creangă, basme de un incredibil dinamism scenic, scrise acum mai mult de un secol. O altă monedă din emisiunea 2020 reprezintă simbolul țării, imbol de renaștere și trofeu de victorie, devenind parte importantă a patrimoniului nostru național, cultural și istoric, vinurile Moldovei. Este cunoscut că cea mai mare colecție de vinuri din lume, cu peste 1,5 milioane de sticle, înscris în Cartea Recorderilor Guinness în 2005, este din Republica Moldova. În plus, în fiecare an în țară se organizează Festivalul Vinului Moldovei. În seria Mănăstirile Moldovei, anul acesta a fost emisă moneda Mănăstirea Vărzărești, 600 de ani de la ctitorie. Este cea mai veche mănăstire în spațiul dintre Prut și Nistru, și unica prin faptul că păstrează vie amintirea și spiritul vremurilor trecute,
prin chiliile construite la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX. În final, puteți vedea deocamdată proiectul de design al monedei Medicul meu, eroul meu, care va apărea în circulație mai târziu și la care și-a adus contribuția întreaga comunitate. Cetățeni de toate vârstele au răspuns la invitația BNM de a prezenta schițe de design. Proiectele au fost evaluate de o comisie formată din experți de la Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională de Heraldică, Uniunea Artiștilor Plastici, Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Totodată, au fost colectate opinii în cadrul unor focus grupuri de la specialiști din domeniul sănătății. Este o monedă omagiu ce reflectă profundă recunoștință, stima și admirație în fața celor care își riscă viața în fiecare oră și clipă pentru a salva alte vieți. Fiecare dintre noi poate reduce din impactul negativ al situației epidemiologice prin respectarea măsurilor de protecție personală și a celor din jur. Astfel, monedele comemorative și jubiliare constituie un document prețios despre relațiile sociale, economice, artistice, literare, arhitectonice pe care le-au trăit predecesorii noștri și pe care le trăim noi în prezent. Fiind adevărate mărturii istorice, acestea ne reprezintă ca națiune și entitate social-culturală și sunt căutate de numismații din țară, precum și de peste hotare. Lansarea unor noi monede comemorative cu prilejul aniversării introducerii leului moldovenesc s-ar putea să devină o tradiție care să aducă un suflu proaspăt în domeniul numismatic sau, pur și simplu, o surpriză frumoasă. Vă mulțumesc pentru atenție! Da, mulțumim domnului guvernator pentru această prezentare a monedelor și sperăm că multor dintre voi v-au părut interesante și eventual o să doriți să le procurați pe unele dintre ele, deci cele sunt accesibile prin intermediul băncilor comerciale pentru cei interesați. Ok, eu zic să avansăm în continuare și o să-l invit pe domnul Corneliu Crețu, care e șeful Direcției Operațiuni cu Numerari la Banca Națională, deci este exact persoana care are treabă cu punerea în circulație și eventual retragerea din circulație a bancnotelor și monedelor și care o să ne povestească mai multe detalii despre banii în numerari care circulă în Moldova, deci despre treii noștri. Domnul Corneliu, sunteți cu noi? Bună ziua! Mă aud? Da, vă auzim. Dacă încerc să încarc prezentarea doar o clipă. Este o problemă de încărcare? Așa e bine, se vede? Da, se vede. Bună ziua! Bună ziua tuturor celor care ne urmăresc astăzi, în această zi. Deci, pentru început, vreau să mă prezint. Mă numesc Corneliu Crețu,
sunt șeful direcției operațiuni cu numerar și astăzi voi încerca să vă povestesc despre cum ajung banii în circulație, despre elemente de siguranță ale acestora. Deci, Banca Națională, ea își exercită dreptul legal și exclusiv de a emite pe teritoriul Republicii Moldova și de a retrage din circulație bancnote și monede ca mijloc de plată. Deci, astfel, acest drept ne permite, prin articolul 57 al legii 548 din 21 iulie 1995, legea cu privire la Banca Națională. Totodată, deci, Banca Națională ea organizează deci, imprimarea bancnotelor și baterea monedelor metalice și ia toate măsurile necesare pentru păstrarea în siguranță a celor neemise în circulație, de retragere a lor, de distrugere și de a le retrage ulterior din circulație cele uzate. Deci această drept ne oferă prin prisma articolului 60 al legii 548 cu privire la Banca Națională. Totodată, deci, periodic, Banca Națională informează publicul asupra elementelor de siguranță ale bancnotelor și monedelor, a criteriilor privind stabilirea gradului de deteriorare a bancnotelor, precum și a modului de preschimbare a acestora. Periodic, cum a precizat și guvernatorul Octavian Armașu, Banca Națională emite bancnote jubiliare și comemorative ca mijloc de plată în scop numismatic, pe care le pune în circulație prin intermediul sectorului bancar. Deci, de fiecare dată, probabil că ne punem întrebările, oare cum ajung banii în circulație? Deci, voi încerca, deci, în câteva cuvinte să vă explic cum are loc acest fenomen. Deci, cu o perioadă anumită, Banca Națională, vreau să vă zic, că nu dispune de monetărie sau imprimărie proprie, de aceea apelează la aceste instituții din exteriorul țării, respectiv imprimăria ne livrează deci, bancnotele, iar monetăria deci, ne bat monedele care le avem astăzi în circulație. Astfel, banii ajung în incinta băncii naționale, deci care sunt ulterior depozitate, deci sunt depozitate în tezaurul băncii naționale, unde sunt păstrați în siguranță. Deci, ca obiectiv, Banca Națională, în vederea stabilității circulației monetare, ea promovează principiile continuității și credibilității a politicii, care asigură economia cu monedă națională în strictă concordanță cu necesitățile reale ale circulației monetare. Odată ajunși banii aici, în tezaurul băncii naționale, ei supuși procesării, așa un numit proces complex. Deci, nu este altceva decât o reverificare deci, a acestor însemne. Deci ele se verifică, se verifică aceste bancnote, deci cu o viteză excesiv de mare. Deci avem așa mașini, deci performante de ultimă generație, care procesează aceste bancnote cu o viteză de 33 de bancnote pe secundă, astfel ulterior ele iarăși sunt puse în acest tezaur pentru a fi păstrate. Deci, prin intermediul băncilor de sistem, băncilor licențiate, banii aceștia fac acest circuit în economie și ajung către populație. Ulterior, deci, vroiam să mergem mai departe pentru a vă povesti despre acele elemente de siguranță ale bancnotelor, care cel mai mare eveniment care vreau să vă zic, în anul 2015, 12 octombrie, Banca Națională emite 7 bancnote modernizate cu valoarea de 1 leu, 10 lei, 20 de lei, 50 de lei, 100 și respectiv 500 de lei. Mai târziu, în anul 2017, Banca Națională pune în circulație, deci bancnota cu valoarea nominală de 5 lei. Astfel, deci vreau un pic să atrag atenția deci acelor elemente de siguranță ale bancnotelor modernizate, care de fiecare dată când aveți posibilitatea, sunt convins că o priviți spre o sursă de lumină. Deci primul lucru la care dumneavoastră atrageți atenția este acea imagine imprimată deci, în acest substrat de bancnotă, deci el poartă denumirea de filigram. Este chipul lui Ștefan cel Mare, deci îl vedeți aici hașurat, evidențiat în partea dreaptă a mea. Al doilea element pe care îl observați în lumina zilei este deci,
firul de siguranță, care el este privit iarăși printr-o sursă de lumină cu un fir magnetic, deci metalizat, și are o inscripție în el, o inscripție a BNM. Dacă ne uităm mai atent, deci, la partea stângă a bancnotei, o să găsiți deci, niște însemne mai evidențiate, sigla Băncii Naționale a Moldovei, deci portretul lui Ștefan cel Mare, inscripția Republica Moldova, ele sunt mai palpabile și mai resimțite la atingere. Privind mai atent această bancnotă, îndreptându-o spre o sursă de lumină, deci dumneavoastră o să observați deci, respectiv o imprimare în relief, dar el se poartă denumirea de un imprimare în relief concav. La fel, deci persistă pe bancnotă și microtextul, care el este poate fi vizibil doar dacă apropiați sub o lupă sau sub un dispozitiv care vă poate permite deci, să măriți această imagine. Totodată vreau să vă spun că deci un nou însemn care se găsește pe această bancnotă este un element de suprapunere care privind prin lumina zilei, cifrele deci, sunt identic ajustate linie cu linie, astfel formând valoarea nominală a acestei bancnote. Astfel, acest element de siguranță poartă numele de element de suprapunere. O altă posibilitate, deci asta în cazul dacă aveți un dispozitiv UV ca să verificați deci, proprietățile bancnotei în lumina de ultraviolet, o să vedeți că ea vă referă deci, următoarea deci, imagine. Hârtia ea nu poate să strălucească, respectiv ea nu emite oricareva lumină, este inertă razilor UV. După care deci, puteți să observați fibre incorporate în masa hârtiei care apar în diferite culori, de obicei verde-albastru sau galben-roșu. Firul de siguranță, după cum vedeți, el apare cu o fluorescență multicoloră, deci nu este un tricolor, dar el este doar numit multicolor, pentru că pe nominalul de 50 de lei el o să apară în varianta mai mult albăstrie. Totodată vreau să vă zic că avem o imprimare invizibilă, deci vedeți textul BNM și această imprimare și sigla BNM care poate fi doar observat la lumina ultravioletă. Deci aici am încercat să vă redau deci, o imagine mai clară a acestor elemente de siguranță care puteți să vedeți că gheoșul central, elementele verticale decorative, ele vor lumina într-o nuanță portocalie în lumina aceasta UV. Totodată, firele acestea bifluorescente la fel sunt vizibile pe toată suprafața bancnotei. După cum v-am spus, firul de siguranță, deci îl puteți pe valoarea nominală a bancnotei de 100 de lei, el va apărea într-o imagine multicoloră și imprimarea invizibilă pe care v-am povestit acum anterior. Următoarea, deci vreau să vă zic următorul eveniment care a avut loc pe data de 28 februarie 2018. Banca Națională emite în circulație ca mijloc de plată monede metalice noi cu valoarea nominală de 1 leu, 2 lei, 5 lei și 10 lei. Deci aceste deci, monede, ele deci, simbolizează doar o clipă. Deci, de ce avem nevoie de aceste monede? Vreau să vă zic că noile monede au fost introduse ca urmare a unui amplu studiu economic privitor la utilizarea numerarului Republica Moldova. Și potrivit acestuia, bancnotele cu valoarea nominală mică, ele deja sunt într-o zonă deci, demonetizare, astfel pentru că cel mai des frecvent la cumpărături, deci publicul larg merg cu bancnote de valoare nominală mică. De aceea, deci, la aceste bancnote de valoare nominală mică, Banca Națională vine cu deja cu monedele de 1, 5 și 10, astfel că o să asigure deci, o circulație și o optimizare a costurilor și perioada de viață a monedelor este mult mai mare deci, ca acestor bancnote. Deci, monedele de 1 și 2 lei, ele sunt confecționate din oțel placat cu nichel și au o nuanță argintie, iar cele de 5 și 10, ele sunt confecționate din oțel acoperit cu nichel și alamă, ceea ce le conferă un aspect bimetalic, centru argintiu înconjurat de un inel auriu pentru moneda de 5 lei și respectiv centru deci auriu și inel argintiu pentru moneda de 10 lei.
Deci, respectiv, fiecare monedă are și greutate, și diametru, și grosim diferite. Totodată vreau să vă atrag atenția, deci, că când le alăturăm aceste patru monede reconstruite, deci pe avers, avem imaginea stilizată a stemii Principatului Moldovei, aici în partea dreaptă o puteți vizualiza, inclus într-un quadriloc cu elemente heraldice de epocă. Avem capul de bour privit frontal cu, avem semiluna, deci luna în fază de crai nou pe moneda cu valoarea nominală de 1 leu, avem soarele pe moneda de 2 lei, avem steaua sub forma unui luceafăr, coroana principală, principală deasupra coroanelor bourului și trandafilul heraldic pe moneda de 5 lei. Totodată, deci vreau să vă zic că aceste monede respectiv au și ele niște caracteristici tehnice. Deci, cum v-am spus, compozitul deci monedei de 5 lei este bimetalic, interiorul este placat cu nichel, iar exteriorul este deci placat cu alamă. Deci, aici vreau să vă descriu puțin despre ele, sunt, se deosebesc după caracteristici, după diametru și greutate. Deci, respectiv, fiecare monedă are un anumit diametru, începând de la 21,50 mm și până la 25,30 mm moneda de 10 lei. Respectiv, și gramajul este diferit la aceste monede, astfel, deci, având o posibilitate ca să le puteți și după gramaj simți când le puteți vizualiza. Totodată vreau să vă povestesc despre elementele de siguranță, că ele, ca și bancnotele, dispun de anumite elemente de siguranță. Avem așa numitul element folosit imaginea latentă. Este bătut pe reversul acestei monede. Deci, ceea ce înseamnă că această imagine poate fi vizualizată, cum vă arăt în felul următor. Deci, aveți aceste litere RSM, este abreviatura Republicii Moldova. În imaginea latentă ea poate fi privită atunci când înclinați moneda de la stânga spre dreapta. Un alt element de siguranță este microgravura, care la fel o să o găsiți deci pe fiecare monedă de 1, 2 și 5 lei, unde o să găsiți aceste inscripții BNM. Dacă se vede... De aceea vreau să vă menționez că aceste monede trebuie să asigure, deci vin în schimbul la bancnotele de 1, 5 și 10 lei, astfel ne asigură o circulație undeva orientativ pentru 25 de ani. Totodată vreau să vă spun că fiecare monedă, deci de nominal de 1 leu, 2 lei, 5 lei și 10 lei, ele au un cant zimțat. Deci, la fel, este grupat în câteva grupe. Deci, moneda cu nominalul de un leu are trei grupe de zimți, deci este interpretat în partea stânga mea. Moneda nominală cu 2 lei este aruncant zimțat pe toată suprafața cantului. Moneda cu nominalul de 5 lei are 5 grupe de zimți și moneda cu nominalul de 10 lei, deci are un cant zimțat pe toată suprafața, dar mai are și o legendă Moldova pe toată suprafața acestui inel. Eu vă rog, dacă mai aveți careva întrebări, sunteți binevenit pentru ca să vă pot oferi careva răspunsuri. Ok, eu propun eventual participanților la evenimentul nostru, dacă pe parcursul prezentărilor le apar întrebări noi sau eventual întrebări la ceea ce deja am povestit, ce au povestit colegii mei, vă rog să le scrieți pe chat eventual și noi, pe măsură posibilităților, o să răspundem la dânsele. Da, și eu zic să avansăm în continuare. După cum toți știm, leul circulă nu doar în forma fizică, în forma de bancnote sau monete, dar este și o circulație destul de
amplă a aleului în forma plăților fără numerar, da? Unde din conturi. Și despre aceasta o să ne povestească colega noastră, Natalia Țurcan-Munteanu, care e director adjunct la Departamentul Sistemului de Plăți a Băncii Naționale și poate să vă spună tot ce vă interesează despre acest tip de plăți. Natalia, ești cu noi? Da, bună ziua! Mă auziți? Da, te auzim bine. Da, te auzim. Bună ziua, stimați invitați, oaspeți, colegi. Sunt bucuroasă să fiu alături de voi la acest eveniment marcant, nu doar pentru sistemul financiar, bancar, dar și pentru fiecare dintre noi. Văd un număr mare de participanți și ceea ce mă bucură foarte mult și sper că în cadrul acestui eveniment și după să rămânem cu satisfacție și cu utilitate de la participare. În prezentarea mea voi nuanța câteva elemente de aspect mai general legate de plățile fără numerar, un subiect la care importanța este din ce în ce mai recunoscută. Am să încerc să mă opresc la cele mai curioase și folositoare lucruri despre aceste tipuri de instrumente de plată fără numerar, a modului în care se efectuează, dar și cum noi toți putem fi protejați atunci când alegem să utilizăm o plată fără numerar. Imediat o să fac vizibilă prezentarea. Da, cred că se vede. Se vede. Știm cu toții că progresul informațional a dus la apariția unor noi forme de plată, fără a mai utiliza banii numerari. Este vorba despre plățile electronice care au apărut ca rezultat al dezvoltării tehnologiei informaționale, ceea ce a condus inclusiv la digitalizarea băncilor și, prin urmare, la oferirea de către acestea unor modalități de plată alternative plăților cu bani pe hârtie, opțiuni care sunt mult mai sigure, mai eficiente și mai comode. Pe lângă acest lucru, plățile electronice sunt un stimulator important al creșterii economice, de aceea Banca Națională încurajează utilizarea lor și întreprinde măsuri pentru a spori nivelul indicatorului plăților fără numerar. O economie eficientă depinde în mare măsură de un sistem rapid și un sistem eficient de plăți. În unele țări, spre exemplu, s-a arătat că creșterea plăților electronice a condus la creșterea consumului și respectiv la creșterea locurilor de muncă. Aceste plăți au la bază fie banii care îi avem în contul bancar, în cazul, spre exemplu, cardului de plată, fie moneda electronică stocată la distanță pe un server și care nu are legătură cu un cont de plată, pe care noi ne-am obișnuit să numim un cont bancar, dar deoarece aceste plăți deja pot fi efectuate și de către anumite entități nebancare, noi îi numim prestatori de servicii de plată nebancari, sensul contului bancar a fost cumva revăzut, redenumindu-se în contul de plăți. Plățile numerare, adică acele plăți care sunt efectuate prin utilizarea bancnotelor și monedelor, sunt de obicei asociate cu tranzacțiile față în față, de valoare redusă, care sunt efectuate între persoane sau între o persoană și un comerciant, un beneficiar al plății. De ce redusă? Pentru că acceptarea numerarului sau cash-ului de către public este obligatorie doar până la anumite sume maxime, deci o plată numerară este un transfer fizic al monedei de la o persoană la alta. Ca metodă de plată, plata prin numerar este considerată cea mai riscantă și cea mai lentă. Pe când o plată fără numerar este o plată este efectuată cu ajutorul instrumente specifice, numindu-le instrumente de plată fără numerar, fără utilizarea bancnotelor, fără utilizarea bancomatelor. Plățile prin intermediul dispozitivelor electronice sunt mai sigure, pentru că tranzacția va ajunge cu siguranță la locul destinației, iar în cazul unor probleme tehnice, plățile pot fi ușor urmărite. Ultimele studii au demonstrat că plățile prin intermediul serviciilor electronice nu sunt doar ușor de utilizat, nu doar rapide și sigure, ele mai și contribuie la stimularea economiei,
în timp ce avansează și incluziunea financiară. Din acest motiv, cele mai puternice state din lume depun eforturi pentru a stimula aceste plăți fără numerar prin intermediul diferitor canale. Plățile electronice au o influență benefică asupra economiei, după cum spuneam, și prin diminuarea volumului economiei subterane, reintroducând o mare parte din banii acestea în circuitele legale ale economiei și producând și o creștere a veniturilor bugetare. Prin natura lor, plățile fără numerar posedă un element de transparență sporită, fapt care contribuie la combaterea evaziunii fiscale și a economiei tenebre. Datorită urmei pe care o lasă, fiecare tranzacție electronică, nedeclararea veniturilor și implicit evaziunea fiscală devin tot mai dificile. De altă parte, anonimitatea numerarului și imposibilitatea identificării sursei de origine acestuia sunt elementele care favorizează aceste flageluri care afectează fiecare țară din lume. De aceea este necesar să facem schimb de idei și cunoștințe ca să vedem cum să facem față împreună acestor provocări. În Republica Moldova, din cauza factorilor istorici și sociali mai mult, numerarul este încă destul de popular și pe larg utilizat, pe când în alte țări acesta practic nu mai are utilitate și reprezintă doar o soluție excepțională pentru achitări. În continuare voi prezenta pe scurt tipurile instrumentelor de plată fără numerar, care sunt transferul de credit, debitarea directă, cardurile de plată și moneda electronică. Transferul de credit reprezintă o operațiune care este inițiată de către plătitor. Acum, mă auziți? Natalia, poți continua, te rog. Așa. Cer scuze, dar careva probleme tehnice. Ziceam de transferul de credit, este o operațiune inițiată de către plătitor, către beneficiar, prin un ordin de plată care ajută la transferul de mijloace bănești și acest instrument de plată, în mare parte, este utilizat de către persoanele juridice. Un alt instrument de plată, debitare directă, reprezintă același transfer utilizat pe plan internațional pe larg pentru achitarea facturilor și altor utilități, mai mult utilizate de către persoanele fizice. Cardurile de plată, deja cu toții cunoaștem acest instrument de plată, este un suport de informație care, prin utilizarea unui număr de identificare personală și a unor coduri personale, oferă posibilitatea să avem acces la contul nostru pentru a efectua operațiuni. Într-un limbaj simplist, îl folosim ca o unealtă de plastic care ne permite să avem acces la contul nostru. Și moneda electronică sau portofelul electronic, care este un instrument de plată specific emitenților de monedă electronică, prin intermediul căruia utilizatorul poate accesa banii care sunt plătiți anterior, prealabil, în mod electronic sau numerar, de către deținătorul portofelului în scopul de a efectua servicii efectua care va plăți pentru servicii și bunuri. Următoarele slide-uri reprezintă circuitul informațional, financiar, al fiecărui tip de instrument de plată. După cum observăm, în cazul transferului de credit, ordinul de plată sau documentul de plată în baza căruia este efectuat un transfer de credit, este emis de către plătitor, apelează la banca sa, banca unde are deschis cont, noi numim banca plătitoare. Această bancă plătitoare transferă mijloacele bănești prin intermediul unui sistem care este menținut de către Banca Națională. Acel transfer ajunge la banca beneficiarului și, într-un final, la beneficiar.
În cazul debitării directe, ordinul de plată este inițiat de către beneficiarul plății, este transmis prin intermediul, având în prealabil un contract de mandat, este transmis băncii plătitorului, iar banca plătitorului retrage banii din contul plătitorului. Cardurile de plată folosesc un mecanism mai complex de realizare a unei operații de plată, fiind implicați aici și sistemele de plăți Visa și Mastercard. Este din ce în ce mai utilizat, atât pe plan internațional cât și pe plan local, mai mult de către persoane fizice, pentru principalele avantaje pe care le aduce cu sine. Cu el poți economisi timp, achitările se realizează direct cu cardul de plată, nefiind necesară retragerea preventivă a numerarului. Cu el ai comoditate la procurarea mărfurilor serviciilor, atât în țară cât și peste hotare. Achitările se realizează iarăși direct din contul plătitorului. Și folosindu-l, ești lipsit de comisioane. Deci la achitarea mărfurilor serviciilor prin intermediul cardurilor de la plătitor nu se percepe niciun fel de comision. Cu ajutorul cardului putem efectua operațiuni care se referă la diverse achitări, în cazul comerțului electronic, pentru bunurile și serviciile cumpărate prin internet. Acestea se fac fără prezența fizică a omului și a cardului, prin simpla introducere a datelor acestuia, cum ar fi numărul cardului, numele deținătorului, codul CVV. La fel, achitări pot fi efectuate în cazul comerțului fizic, când facem cumpărături prin prezența fizică și a cardului și a persoanei. De asemenea, pot fi achitate serviciile comunale și necomunale. Alt gen de operațiuni care pot fi efectuate prin card sunt transferurile P2P, este un serviciu de transfer al banilor online direct pe cardul unei persoane, pe oricare alt card al altei persoane, și retragerile de numerar, prin modul clasic de retragere a numerarului, cât și apelând la serviciul Cash by Code. Este un serviciu de retragere a numerarului care este utilizat la bancomate în cazul în care nu avem cardul la îndemână, dar avem nevoie să retragem bani. Aici folosim codul special care este emis de aplicația web banking sau mobile banking. În continuare, mă voi referi la unele posibilități sau așa numitele canale de comunicare mai inovative, dar destul de uzuale și experimentate de mulți dintre noi, prin care se oferă posibilitatea de a efectua o gamă largă de operațiuni prin simplă accesare a unui website securizat care este pus la dispoziție de către banca noastră. Este vorba despre internet payments și mobile payments. Noi, în teorie, le numim sisteme automatizate de deservire la distanță. Internet payments, la moment, este unul dintre cele mai populare din aceste sisteme. Printre denumirile alternative ale sistemului se mai află și online banking, e-banking, internet banking, web banking. Pe scurt, acest serviciu permite vizualizarea soldurilor conturilor și accesarea lor de oriunde, de oricând, de pe calculator, de pe tabletă, smartphone. Permite să efectuăm operațiuni în afara orelor de program, iarăși de oriunde există acces la internet, ceea ce desigur că ne eficientizează timpul personal și ne oferă o gestionare mai simplă a necesităților noastre de plată. Printre alte operațiuni care pot fi efectuate prin intermediul internet banking oferit de băncile din Republica Moldova, sunt accesul deplin, spre exemplu, la informațiile pentru toate cardurile și conturile pe care le avem deschise într-un regim 24/24, vizualizarea soldurilor și istoria tranzacțiilor care au fost efectuate de către noi. La fel putem bloca și debloca cardurile, putem închide sau reemite un card de plată, putem efectua transferuri de bani pe conturile proprii și multe din alte operațiuni. Mobile banking este la fel un canal de acces la instrumentul de plată care, folosindu-l, beneficiem de mai multe facilități pe care un laptop poate să nu le aibă. Sunt facilități sau funcționalități mai dezvoltate.
Telefoanele mobile reprezintă astăzi o necesitate indispensabilă. Aproape fiecare dintre noi avem un smartphone cu acces la internet și această popularizare a telefoanelor mobile a dus și la apariția inevitabilă a acestui tip de serviciu, mobile payments, care reprezintă un sistem cu ajutorul căruia tranzacțiile sunt transmise și confirmate de deținător către o bancă sau către banca sa prin intermediul acestui telefon. Este o sferă mai puțin dezvoltată în Republica Moldova, însă deja sunt bănci care au implementat aceste sisteme și oferă asemenea produse. Metodele de plată fără numerar se dezvoltă constant. Un pas important în această dezvoltare reprezintă ultimele schimbări de reglementare pe plan european. Și aceasta este directiva privind serviciile de plată, care susține în continuare dezvoltarea plăților electronice și care aduce cu sine un concept nou, conceptul de open banking, care schimbă întreaga paradigma modelelor de business bancare și care promovează un tip de gândire mai inovativ, orientat spre inovație, combate orice secrete, orice discreție, orice mentalitate învechită. De ce să spun acest lucru? Pentru că astăzi o caracteristică a băncilor tradiționale este că ele nu împărtășesc informația despre clienții săi cu părțile terțe. De aceea s-a găsit prin acest concept, s-a găsit un mod în care să se ofere terților de servicii financiare acces deschis la datele financiare ale consumatorilor de instituții bancare și non-bancare. Avantajele utilizării instrumentelor de plată. Referindu-ne la avantajele utilizării instrumentelor de plată fără numerar, acestea oferă beneficii evidente. În principal sunt comoditate în orice moment, din orice loc, oriunde de lume și, desigur, viteză. Viteză tuturor părților implicate într-o tranzacție economică, atât consumatorilor, atât comercianților, companiilor, instituțiilor publice, cât și nouă deținătorilor de card. Deci, printre principalele avantaje se numără simplitatea, poți efectua plăți foarte simplu, securitatea, după cum spuneam, plățile fără numerar sunt sigure și te scutezi de necesitatea de a purta sume bani în numerar. Și de ce nu și recompense? Deci diverse bănci, chiar și pe plan local, oferă diverse programe de loialitate care îți permit să câștigi anumite sume de bani și anumite recompense, spre exemplu, cum ar fi biletele de avion. În continuare am enumerat câteva de drepturile utilizatorului atunci când folosește un instrument de plată, spre exemplu un card de plată. În primul rând, e important să cunoaștem că banca sau prestatorul nebancar nu percepe comisioanea atunci când trebuie să fie informat utilizatorul. Deci nu se percepe comisioane pentru informarea obligatorie lunară care este solicitată de către legislație. La fel, prestatorul de servicii de plată sau banca nu percepe comisioane de la consumator atunci când acest prestator deja are un contract sau deja are o prevedere contractuală încheiată cu beneficiarul plății despre perceperea unui anumit comision. Plătitorul, la momentul autorizării operațiunii de plată, poate oricând să retragă consimțământul până în momentul irevocabilității acestei plăți. Plătitorul poate solicita primirea imediată a sumei ordinului de plată atunci când a avut loc o operațiune de plată neautorizată. Utilizatorul sau deținătorul de card poate cere despăgubiri dacă banca nu execută indicațiile acestuia, care reies evident din cadrul legal și se transferă întreaga sumă. Nu se deduce niciun comision din suma transferată. Pentru a spori gradul de siguranță al cardului pe care noi îl folosim, sunt recomandate un set de măsuri care vin să vă protejeze banii dumneavoastră și timpul dumneavoastră atunci când depistați o tranzacție care nu ați efectuat-o, și anume să păstrați în secret PIN-ul, să păstrați în secret codul CVV, să nu înscrieți PIN-ul pe cardul de plată. Este important să separăm sau să păstrăm separat cardul de plată de plicul acestuia,
să contactăm imediat banca atunci când intervine o situație de urgență sau atunci când avem o suspiciune cu privire la o situație de urgență sau atunci când avem o suspiciune cu privire la o operațiune de plată neautorizată. În caz de pierdere sau furt, să informăm banca imediat ce am depistat și activarea serviciului de SMS notificare. Este un serviciu foarte comod și foarte util, care ne țină în permanență informare, în permanentă informare despre operațiunile care le efectuăm. Totuși, dacă se întâmplă să descoperim anumite plăți din contul nostru și pe care nu noi le-am realizat, este important să știm că legea vine să ne protejeze. Protecția legii este una destul de solidă și vine să protejeze mijloacele bănești din contul de card dacă ținem cont de următoarele lucruri și aici este important sunt importante acțiunile noastre, deci este important în primul rând să ne adresăm la banca unde avem deschis cont sau unde avem emis acel instrument de plată. Deci, utilizatorul sau deținătorul de card se sesizează în scris prestatorul, se sesizează dacă prestatorul nu reacționează sau calitatea reacției este una mai proastă sau deținătorul nu este satisfăcut de răspunsul care l-a primit, atunci utilizatorul, deținătorul de card se sesizează Agenția pentru Protecția Consumatorului și Supravegherea Pieței și poate sesiza și Banca Națională a Moldovei. În cât timp va primi un răspuns? Deci acest răspuns va fi primit în 15 zile de la primirea acestei reclamații de la emitent sau în 30 de zile, dar nu mai mult de 90 de zile în anumite cazuri mai complexe. Cam atât am vrut să vă spun. După cum spunea și domnul nostru guvernator, domnul Armașu, viitorul aparține plăților fără numerar, așa că vă invit să le utilizăm împreună, să ne ajutați pe noi, să le promovăm alături de măsurile pe care le adoptăm și vă doresc participare frumoasă în continuare la eveniment. Da, Natalia, mulțumim foarte mult. Eu văd că au început să adune mai mult întrebări pe chat și privind banii în numerar și privind sistemele de plăți. Eu o să-mi rog colegii mei să se uite pe dânsele și după ce o să povestim tot ce am de povestit, o să facem și o sesiune de întrebări-răspunsuri, deci în care o să încercăm să răspundem la întrebările formulate de voi pe chat. Și acum o voi ruga să ia cuvântul pe doamna Ana Băldureanu, care e șefa sectorului istorie medievală și numismatică de la Muzeul Național de Istoria Moldovei și care ne va putea povesti mai multe curiozități istorice despre monede. Doamna Ana, sunteți cu noi? Haideți să mai așteptăm puțin să vedem dacă domnul reușește să se conecteze. Atunci, poate între timp până apare domnul, o să rog colegii mei pe domnul Corneliu și pe doamna Natalia să răspunde fiecare la întrebările la care se regăsește el în lista de întrebări și eventual și eu o să răspund la ceva dacă o să mai rămână. Domnul Corneliu? Da, vă aud. Mă aud? Da, noi vă auzim. Imediat.
Deci, mă aud bine? Da, noi vă auzim bine. Ceva, sunt probleme cu camera, nu pot conecta. Poate că între timp, uite, parcă. Deci, în ce țară sunt imprimați lei noștri? Deci vreau să vă spun că deci contractele ce țin de imprimare și baterea monedelor sunt strict confidențiale, doar într-un mesaj scurt vă pot comunica, deci în țara cu care Banca Națională are relații contractuale și respectiv imprimăria sau monetăria deține aceste matrice. Da, deci această informație este cu caracter secret și nu poate fi divulgată. Mă aud, Nathan? Da, domn Corneliu, noi vă auzim bine. Ceva cu camera, nu văd să funcționeze. Deci, s-au depistat falsificări ale monedei naționale? Întrebare de la Oxana Levitsky. Deci, după cum am menționat, misiunea Băncii Naționale este de a pune în circulație numerar autentic circulației, astfel prin direcția operațiuni cu numerar, bancnotele și monedele sunt verificate. Toate elementele de siguranță trec o verificare minuțioasă la acele echipamente de ultimă generație, astfel ca o bancnotă care este suspectă de a fi falsă, deci vreau să mă repet, este suspectă de a fi falsă, ea este deci stocată, ulterior deci transmisă organelor de drept, Ministerul Afacerilor Interne, pentru a constata deci este autentică sau este falsă. Ce ține de dacă se depistează aceste falsificări, da, se mai întâmplă, deci, dar politica Băncii Naționale este pentru noi, ducem așa o politică ca să descurajăm, de aceea permanent noi îmbunătățim aceste elemente de siguranță. Cei ce v-am povestit eu astăzi sunt elementele de siguranță dedicate, să spunem așa, publicului larg, pe lângă faptul că mai sunt și alte nivele de siguranță, dar asta le cunoaște doar banca emitentă, în cazul nostru Banca Națională. Ca cantități, zic eu, statistice undeva, deci zic eu, la ziua de astăzi suntem la cifra de 9 bancnote, la cel de 1 milion de bancnote care sunt aflate în circulație. Este un indicator foarte mic, ceea ce înseamnă deci că moneda națională, bancnotele, deci se bucură de încrederea publicului și deci noi nu găsim aceste falsificări. Deci leul cu valoare de un leu va mai continua să circule în formă de hârtie? Întrebare de la doamna Rodica. Deci valoarea nominală de un leu, bancnotă, ea continuă să circule paralel deci cu moneda de circulație de un leu pe măsura deci retragerii ei din circulație. Deci asta se întâmplă deci permanent, deci când ajung aceste bancnote la Banca Națională, dacă ea are un grad sporit de uzură, ea respectiv este distrusă, astfel nu mai poate fi repusă în circulație. Deci care este criteriul elaborării monedelor care le valorifică? Întrebare de la doamna domnișoara Irina Timkov. Deci am încercat să fac o concretizare dacă este vorba despre designul grafic sau nu. Deci, cum am menționat în prezentarea mea, Banca Națională pune în circulație monede jubiliare și comemorative dedicate diferitelor evenimente și personalități. Astfel, deci, noi, colegii din subdiviziunea Direcției Operațiuni cu Numerar, depun un efort enorm pentru a pentru a aprecia care tematici sunt relevante pentru anul viitor în care aceste monede urmează să se regăsească.
În dependență de tematica aprobată, deci venim cu un mesaj către publicul larg, inclusiv către designerii grafici, ca să participe, încurajăm să participe la acest concurs. Concursul este unul public și ca urmare preselecției, deci în final învingător este doar un singur design grafic. Cam atât pe partea mea, Nathan. Pot să întreb? Am în vedere de costul lor, adică fiecare monedă are un cost al lui, dar care este criteriul acesta care le determină costul lor? Ce aveți în vedere sub cost? Deci costul de batere, de imprimare a monedei? De exemplu, o monedă de 5 lei, da? Ea costă 5 lei, are un criteriu anumit de ce ea costă anume 5, de exemplu, 5-10 lei sau o monedă jubileară, tot are un preț. Deci noi aici dorim să facem o concretizare. Deci valoarea nominală este stabilită deci, de către Banca Națională. Deci asta este valoarea ei. Ca preț, valoarea monedelor jubilare și comemorative, respectiv, dacă vedeți că ea are nominalul de 50 de lei sau de 20 de lei sau de 100 de lei, dar ea este din metal prețios, evident că ea are o altă deci, valoare pentru că ea este dintr-un metal prețios, dar ca plătibilă, deci ea are nominalul de 50 de lei. Bine, mulțumesc! Cu drag! Dacă mai sunt întrebări, vă rog. Da, eu atunci o să rog și pe Natalia să răspundă la întrebările în care se regăsește dumneiei și eventual apoi eu o să mai trec pe întrebările rămase dacă o să fie cazul. Da, încerc acum să iau întrebările. Ce proporție reprezintă fiecare modalitate de plată? La ce vă referiți la modalitate de plată? Probabil numerar și plățile fără numerar. Deci în ultima vreme, tot mai, după cum spuneam, ritmul de creștere a plăților fără numerar este destul tot mai mare. Deci noi avem o reprezentare a plăților fără numerar doar pentru cardurile de plată. Nu avem o statistică pe plățile în numerar care sunt efectuate sau care nu reprezintă retragerile de numerar. Proporția, din studiile care sunt efectuate, proporția este una destul de, să zic așa, destul de mare. Plățile fără numerar în Republica Moldova în totalitate acoperă cam 90% din anumite studii care au fost efectuate. Ar fi bine în momentul blocării cardului bancar beneficiarul lui să primească și o informație privind cauza blocării, de exemplu, în caz că ne aflăm peste hotare și nu avem posibilitatea de a lua legătura cu operatorii de prestare a serviciilor de plăți fără numerar, băncile comerciale. Beneficiarul cardului să primească o informație privind cauza blocării. Probabil deținătorul cardului să primească o informație despre cauza blocării cardului. Iarăși, cardul este blocat de către deținătorul de card. În momentul în care cardul este blocat independent de voința deținătorului de card, atunci aici a intervenit o situație de suspiciune a băncii că acest card a fost sau mijloacele bănești au fost fraudate. Respectiv, notificarea despre motivul blocării cardului urmează să fie clarificată ulterior, atunci când este aflat motivul exact după investigațiile care sunt făcute de către banca care a emis acest card.
Care este procedura, pașii de restituire a banilor extrași de pe card de către escroci, în cât timp se depune reclamația, către cine, în cazul zilelor de weekend, procedura este aceeași? Procedura de restituire a banilor extrași de pe card de către escroci, deci ne referim la operațiune de plată neautorizată. Deci imediat ce ați aflat, după cum spuneam și în prezentare, imediat ce s-a aflat despre operațiune de plată neautorizată, trebuie să fie informată banca, se depune o declarație sau o petiție, să spunem așa, o reclamație, mai corect spus, la banca emitentă. Banca recepționează această reclamație. În timp de 15 zile, spuneam că emitentul cardului, banca sau prestatorul trebuie să vă dea un răspuns. De la 30 de zile, în maxim 90 de zile, își rezervă banca pentru situațiile complexe. Către cine? Către, în primul rând, către banca emitentă. 2. În cazul în care nu sunteți satisfăcuți de răspuns, către Agenția Protecției Consumatorului și către Banca Națională. Sunt anumite norme pe care răspunde Agenția Protecției Consumatorului atunci când vorbim de informare cu privire la operațiunea de card și transparență. Sunt anumite norme de care răspunde Banca Națională în raport cu respectarea tuturor condițiilor necesare de către bancă atunci când sunt efectuate operațiuni de plată prin card. Pe care banca ați recomanda-o dumneavoastră ca fiind cea mai de încredere? Desigur că este o întrebare care este la discreția fiecăruia dintre noi să alegem în funcție de experiența care o avem și în funcție de cunoștințele care le avem, iarăși în funcție probabil... Dacă îmi permiteți să preiau eu această întrebare. Desigur, cu mare drag. Deci scopul, da, unul din scopurile băncii naționale e monitorizarea, supravegherea activității băncilor comerciale, fiindcă la ele trag bani la publicul larg și concepția generală este că, da, oamenii nu numai decât să fie economiști, că se poate să-și dea banii la o bancă, la depozit. Există un set de cerințe prudențiale față de bănci și azi toate băncile întâlnesc toate normele, cerințele față de capitalul lor, față de lichiditate. Deci acestea s-ar fi practic indicatorii cei mai importanți privind stabilitatea unei bănci, să spun. Deci, totodată, da, noi ca Banca Națională, ca organ de supraveghere, nu putem, da, noi să venim și să spunem bancă mai bună sau bancă mai rea, toate băncile întâlnesc cerințele legislației. Deci, din punctul de vedere a organului de supraveghere, noi nu avem careva, să spunem, reproșuri față de vreo bancă sau dacă am avea, probabil am luat măsuri ca banca să nu pună în pericol clienții. Deci, evident, noi nu putem să vă dăm vreo recomandare privind să alegeți o bancă sau asta. Dar cam asta ar fi mesajul nostru. Așa, o să încerc să găsesc următoarele răspuns care se referă. Sunt câteva întrebări care nu se referă direct la sisteme de plăți, iarăși întrebări de ordin mai general. Dacă mă ajută Nathan să vedem cum să răspundem la aceste întrebări, în ce valută e mai bine depozităm în bancă? E cam aceeași întrebare ca și da, cu încrederea. Deci... E, ales azi de ziua leului moldovenesc, eu cred că e evident răspunsul băncii naționale, deci noi deja timp de atâți ani promovăm valuta națională, creștem pondere în economie, da, creștem încrederea populației față de lei, de aceea. În principiu, dacă veniturile dumneavoastră sunt în lei, cheltuielile dumneavoastră sunt în lei, atunci includerea unor valute suplimentare în această ecuație o să vă genereze niște riscuri suplimentare.
iarăși, dacă nu sunteți un specialist în domeniul, să spun, da, finanțelor și gestiunii riscurilor, există posibilitatea să pierdeți la CEC, investiți în alte valute, există posibilitatea să câștigați, asta deja ține deciziile voastre și de conjunctura care o să fie pe piață. De regulă, da, dacă aveți toate plățile și încasările într-o valută, recomandarea generală este să țineți banii în valuta ce. Dacă vreți să aveți mai multe feluri de investiții, și asta se referă nu doar la valute, dar poți fi și valori mobiliare de stat sau corporative sau imobile sau afaceri, atunci, desigur, puteți să vă creați un portofoliu de valute, dar iarăși n-ar fi recomandarea să puneți tot, da, toate oul într-un singur coș, să puneți tot ce aveți într-o singură valută. Creați-vă portofoliu diversificat, da, de două, trei valute în care vă plasați banii. Cam asta ar fi, dar iarăși nu-i treaba noastră să vedem careva recomandări investiționale, deciziile astea se iau individual și eventual și riscurile tot și le asumă fiecare persoană care decide să investească. Așa, în continuare văd o întrebare, din ce cauză atunci când sunt atât de multe operațiuni scroce cu care, deci nu se iau măsuri, probabil din cauza, sau de ce, dacă fiind atât de multe operațiuni, nu se iau măsuri. În primul rând, în Republica Moldova, statistica fraudelor cu cardurile de plată, cu instrumentele de plată fără numerar, este una foarte joasă. Nu știu la care statistică vă referiți. Deci, dacă ne referim la excroci, majoritatea sunt excrocherii bazate pe inginerie socială. E o problemă de educație financiară și de educație digitală. Deci, dacă avem informația sau ne este recomandat să nu furnizăm un anumit cod către persoanele care ne solicită, atunci trebuie să respectăm acest lucru. Și dacă banca iarăși ne recomandă sau chiar într-un fel ne impune ca obligație să nu furnizăm nimănui codurile de identificare a tranzacției, atunci cum ar putea să intervină o instituție de reglementare sau de supraveghere dacă noi nu respectăm cele mai elementare obligații pe care le avem în raport cu utilizarea acelui card de plată sau oricărui alt instrument de plată fără numerar? Câți cetățeni sau rezidenți, dacă scap vreo întrebare, vă rog să mă anunțați, câți cetățeni sau rezidenți ai Moldovei au cel puțin un cont bancar? Întrebarea vine în contextul că viitorul aparține plăților fără numerar. Da, din statistica pe care o avem noi astăzi, 4 din 5 cetățeni au un cont care este atașat la un sau un card bancar care este atașat la un card de plată. Da, întrebarea se repetă. În Moldova sunt utilizate modalitățile transferurilor bănești, precum Revolut, PayPal. Sunt aceste transferuri impozabile? Cum se explică diferența mare de cost a transferurilor bancare tradiționale vis-a-vis de transferurile prin platformele menționate? Revolut în Republica Moldova, ca oricare alt instrument de plată, se utilizează, este emis de o entitate străină și e conectat la schemele de carduri internaționale. PayPal este un portofel electronic, la fel care este oferit de către o entitate străină. Simpla acțiune de transfer a mijloacelor bănești nu este pasibilă de impozitare, este important care este scopul transferului și, de regulă, impozitarea se aplică celor care primesc aceste plăți în scopuri comerciale. Natalia, văd că mi s-a alăturat doamna
doamna Ana și aș propune acum să-i acordăm domnului cuvântul și eventual revenim la întrebări la sfârșitul prezentării dumneavoastră. Da, ok. Mersi mult pentru răspunsuri. Da, doamna Ana, sunteți cu noi? Da, sunt aici. Mă auziți? Da, vă auzim bine. Vă rugăm să ne povestiți dumneavoastră despre monedă. Da, deci am apăs așa. O clipă, vă rog să mă folosesc. Deja ne vedeți? Vedem o transmisiune live anterioară, nu prezentarea propriu zisă. Da, dragi participanți, propun să mai așteptăm câteva secunde până să conectează prezentarea la doamna Ana. Ok, haideți până dumneavoastră să fie pregătit. Eu o să încerc să mai răspund la câteva întrebări pe măsura posibilităților. Deci o să le iau de la sfârșit. Cum stabilește costurile euro în raport cu valutele internaționale? Cursurile valutare se stabilesc reșind din cererea și oferta de pe piața internă din țară. Deci în fiecare zi reșim din cererile băncilor comerciale de cumpărare valutelor și ofertele de cumpărare valute care vin din partea lor, dar se vede cu raportul cererii și oferte. De regulă el în linie mare destul de echilibrat. În momentele când cererea sau oferta devin prea mare, ceea ce ar duce la un salt foarte mare a cursului. Banca Națională poate să intervină, să vândă sau să cumpere ca să compenseze aceste decalaje în cerere și ofertă. Propriu zis, cursul se stabilește doar pentru dolarul american și deja în funcție de curs stabilit pentru dolar se stabilesc cursurile pentru restul valutelor bazându-se pe cotațiile de pe piețele internaționale. Deci, dacă teoretic da un dolar ar fi la noi 10 lei și piața internațională euro ar fi față de dolar 1,2, da, 1,2 dolari pentru euro, atunci respectiv cursul euro o să fie de 12 lei pentru un euro. Asta se numește cross-curs. Deci asta a fost întrebarea despre cursurile valutare. Pe cât supraveghează Banca Națională activitatea organizațiilor de împrumut și microfinanțare, la moment activitatea lor este reglementată și supravegheată de Comisia Națională a Pieței Financiare și
La moment au fost aprobate niște modificări legislației care prevăd transmiterea peste 2 ani atribuțiilor de supraveghere și de reglementare la Banca Națională. Oricum, la moment, Comisia este organul care le reglementează și dacă sunt careva întrebări sau plângeri din punctul de vedere a consumatorului, desigur, Agenția de Protecție a Consumatorilor e entitatea care soluționează toate aceste plângeri. De ce pe teritoriul țării este admis instituțiile publice să denominalizeze diverse tarife și dări la stat în euro? Pe dări la stat eu presupun că e vorba de impozite. Sau taxe și amenzi. În principiu, da, modul de denominare e aprobat, e stabilit de Parlament, dar și Parlamentul include în lege anumite formulări, cum ar fi de pildă unitățile convenționale, cum erau în codul administrativ, da, la calcularea amenzilor. Oricum, eu cred că asta nouă ne se trage din perioada anilor 90, când da, leu abia se punea pe picioare și am avut unele perioade de inflație destul de puternic. Noi vedem o continuă creștere a cotei de fel de depozitele față depozit în valută sunt în creștere, ceea ce denotă o creștere a încrederii populației în leu și eu cred că cu timpul o să soluționeze și aceste întrebări. Nu cred că asta e cea mai prioritară problema noastră. Când putem să ne așteptăm la o scădere a procentului rezervelor obligatorii? Rezervele obligatorii, da, presupun că e vorba despre rezervele obligatorii ale băncilor. Băncile când atrag niște depozite de la Agenția Economică la Populație, îs obligate o parte din banii atrași să-i mențină sub formă de rezerve obligatorii. Și doar din suma rămasă, da, pot să acorde în continuare credit, ceea ce duce la multiplicarea banilor în economie. Deci, rezervele obligatorii sunt în aceeași măsură și un instrument prudențial, da, care asigură că băncile păstrează o parte din banii primiți în formă de depozit și în același timp un instrument de politică monetară. De aceea, mărimea rezervelor obligatorii e dictată de aceste două aspecte și Banca Națională folosește rezervele obligatorii ca un instrument de politică monetară, când e cazul. Ultimul timp, da, noi am avut în anul 2014 sau 2015, în plină criză, am avut o creștere a mărimii rezervelor obligatorii la bănci, la lei era până la nivelul de 42%. Oricum, ultimul timp, Banca Națională scade nivelul rezervelor obligatorii în mod continuu și în genere, la moment, instrumentele de politică monetară sunt practic la minim istoric, noi niciodată n-am avut o rată de bază așa de mică cum e amăia. Rezervele obligatorii, cum am spus, sunt în scădere. Deci, dacă situația, da, de pe piața monetară o să solicite o relaxare în continuare, Banca Națională o să continue să scadă rezervele obligatorii. Dacă nu, nu. Deci, o chestie de reacție la situația economiei. BNM poate fi în calitate de investitor în acțiuni, spre exemplu. Deci, Banca Națională a Moldovei administrează rezervele, da, activele de rezervă de stat, deci rezervele de stat, rezervele valutare în special, deci emisia banilor de către Banca Națională nu se face pe loc gol, dar Banca Națională pentru orice leu emis de densă trebuie să aibă o acoperire cu diferite categorii de active și categoriile cele de active pot fi și aur, pot fi și
Da, valori mobiliare și pot fi și depozite în diferite instituții financiare. Administrarea rezervelor obligatorii, rezervelor de stat, îmi cer scuze, administrarea activelor de rezervă e o chestie foarte responsabilă și dificilă, fiindcă investițiile se fac pe piețele internaționale. Banca Națională dacă se organizează poziția de investitor, un investitor foarte, foarte conservativ. Deci investițiile noastre se fac doar în active cu un nivel foarte jos de risc, deci care au niște ratinguri internaționale foarte înalte, 3 de A, 2 de A. De aceea acțiunile nu intră în categoriile de active cu un nivel scăzut de risc, deci Banca Națională la moment nu are investiții în acțiuni, plus nu știu în ce măsură Banca Națională s-ar implica în susținerea unor companii private, dar prin acțiunilor. Despre costul monedelor comemorative, deci pe site-ul Băncii Naționale puteți găsi mai multe informații privind monedele comemorative, da, toată galeria de monede și prețurilor și deja la băncile comerciale de la care o să doriți să le procurați, întrebați-l, da, prețul concret la dânsul, fiindcă băncile pot să mai adauge un oarecare comision pentru dânsele. Deci, iarăși, fraudarea prin skimming și pushing, noi permanent, da, și doamna Natalia înainte de asta a spus, noi totdeauna rugăm toți deținătorii de conturi, de carduri, da, de orice, spun, interacțiuni cu sistemele de plăți sau sistemul bancar, să fie foarte atenți cu datele lor private. Asta se referă informația despre card, informația despre cor, datele lor de rechizitele și așa mai departe. Deci, desigur, Banca Națională e foarte proactivă în a încerca să combatem, să informăm despre fraudele care se fac, să atenționăm lumea, să fim mai atent, dar noi nu putem să ne interpunem între, până la urmă, beneficiarul final a contului și un eventual e-mail primit de dânsul la care dumneavoastră răspundeți. Fiecare dintre noi trebuie să, oricum, să aibă un anumit nivel de atenție, da, să ținem cont de securitatea noastră informațională și, da, regula generală, nu dezvăluiți nimănui informații despre contul, cardul vostru și așa mai departe. Așa, din întrebările mai noi. Da, mă auziți bine? Văd că cineva scrie că nu mă aud. Dați din cap cine mă aude. Da, bine. Da, dacă doriți să achiziționați monede comemorative, adresați-o la o bancă comercială. Despre limitele pe care, da, înțeleg prețurile pe care le cer băncile și casele de schimb valutar pentru la procurare și la vânzare valute. În principiu, atâta timp cât o bancă sau o casă de schimb valutar afișează cursul la care ea efectuează tranzacțiile, deci bun, sunt o serie de cerințe față de dânsele, dar cât de des ele pot să schimbe cursul, cum ele trebuie să informeze despre asta, cum trebuie să înregistreze tranzacțiile și ce se întâmplă mai departe cu valuta, dar dacă o casă de schimb valutar a afișat un curs și cineva a acceptat cursul respectiv, dar a hotărât să cumpere sau să vândă la cursul respectiv, e o tranzacție între persoana respectivă și casa de schimb valutar la care
Da, noi nu avem cum să ne implicăm. Ok, eu iarăși o să o întreb pe doamna Ana dacă dumneavoastră este cu noi acum și poate să înceapă prezentarea. Doamna Ana, ne auziți? În câteva clipe, în câteva clipe reușim, că am schimbat locația, am schimbat laptopul și imediat intrăm. Încă un pic, vă rugăm mult. Încă o clipă. Ok, dar eu mai caut niște Da, încă un răspuns. Mai găsim. Natalia, văd că există o întrebare despre transpunere de către noi la Open Banking PSD2. Te rog să comentezi despre asta. Tocmai asta vroiam, pentru că este un pas foarte important. Într-adevăr, noi, cei de la Banca Națională, suntem acum în proces de transpunere a acestei directive. Suntem deja la o etapă de definitivare a proiectului de transpunere a directivei privind serviciile de plată. S-a modificat legea cu privire la serviciile de plată locală și mai multe alte acte normative. Proiectul deja a fost supus transparenței decizionale, a fost consultat cu instituțiile publice, este definitivat. La moment suntem în discuții cu unii prestatori de servicii de plată, cu mediul bancar, nebancar, cu companiile de fintech. Și în scurt timp, probabil, va urma a doua rundă de negociere a proiectului și ne așteptăm într-o perioadă destul de scurtă ca acest proiect să fie adoptat. Ulterior adoptării legii care transpune acest proiect vor fi deja inițiate, va fi inițiat un alt set de modificări legislative care se referă la cerințele tehnice în cadrul secundar, cerințele tehnice de implementare a respectivei directive. Asta în linii generale. Ok, și văd că a mai venit o întrebare de pe Facebook. Dacă luăm în considerare emiterea unor monede comemorative în comun cu Banca Națională a României, deci chestia asta ar fi desigur foarte interesantă, dar oricum o să fie două monede diferite, da, e vorba de leu moldovenesc și de ron. De ce ea, da, chiar dacă, să zic, de sen ar fi similar, monedele să fie diferite, mai mult ca atât, datorită valorilor diferite, s-ar putea să fie problematic existența în circulație la două monede similare, da, care se amintă între bănuștele și totodată să aibă valori diferite, în cazul ăsta ar putea să existe loc pentru anumite, să zic, încălcări și fraude cu monedele cele. Nu știu dacă voi sunteți așa de antici, țineți minte, numai la punerea în circulație a leului moldovenesc, nu era în circulație și o monedă de 5 lei metalici pe lângă un leu metalic și ea era în mare măsură similară cu 5 lei românești. Eu știu că chiar la inițierea circulației au fost destul de multe cazuri când lumea le confunda și atunci leu românesc era încă până la schimbarea valorii lui și da, era mult, mult mai ieftin decât leu moldovenesc. Deci au fost anumite fraude pe această bază. Ok, doamna Ana, sunteți gata? Gata, deschidem imediat. Imediat. A venit pe poștă. O clipă. Vorbitorii anteriori au vorbit despre sistemele contemporane de plată. Mă auziți, da? Da, vă auzim bine. Și doamna Țurcanu a menționat în mod deosebit comoditatea acestor sisteme noi de plată.
Probabil că comoditatea a stat la baza faptului că oamenii din cele mai vechi timpuri au început să caute și ei mijloace mai comode, îndeosebi pentru a efectua plățile la mare distanță, mijloace care au înlocuit trocul, schimbul natural de mărfuri, astfel fiind găsite mărfuri de săgeți, diferite scoici, apoi lingouri, pe teritoriul... Stați un pic că s-a pornit mai departe. O clipă. Puneți de la început, că asta nu... O clipă, vă rog. O clipă că s-a... Unde sunt eu? De la început. O clipă. Eu în prezentare de azi, se aude, vă rog? Se aude, da, noi vă auzim și vedem, da, și prezentarea. În prezentarea de astăzi voi încerca să fac o incursiune în circulația monetară pe teritoriul actual al Republicii Moldova din cele mai vechi timpuri și până în prezent. Printre monedele cele mai vechi care au fost descoperite pe teritoriul nostru, dintre Nistru și Prut, sunt emisiunile diferitelor state elenistice, dar și a cetăților vestpontice, care, stabilindu-se aici, pe preajma Mării Negre, au început să-și bată propria monedă și voi începe dintre cele mai vechi sunt... O clipă. Vă rog frumos, domnule, că nu merge. Nu merge. Cum să dau următoare? Schimbați, vă rog, slide-ul, că nu văd. Să mișcă. Da, această, cea mai, una dintre monedele cele mai vechi sunt monedele de Histria sau Istros, care a fost o colonie grecească pe malul Mării Negre. Această colonie a bătut monedele acestea grecești, care reprezintă drahme de argint. Monedele au pe una dintre fețe două capete de tineri, dintre care unul inversat, iar pe revers, emblema cetății, vulturul pe delfin și numele orașului Istri, iar sub delfin sigla A. Alte monede care au circulat la noi, care au fost descoperite pe teritoriul Republicii Moldova, sunt monedele geto-dacilor. Aceste monede reprezintă niște imitații după monedele grecești, după teta drahmele lui Filip al II-lea, regele macedonian. Astfel de monede au fost descoperite atât în Tezaure, cât și izolat în diferite regiuni, în diferite zone din țară. Aici vedeți o emisiune, o piesă care face parte din tezaurul de la Stolniceni, raionul Hâncești. Tezaurul descoperit în anul 1996 și în următorul cadru vedeți imagini al acestui tezaur. În tezaurul inițial au fost 52 de piese reprezentând emisiuni de Histria, despre care v-am spus mai sus, și emisiuni getodacice. Aici avem doar câteva monede pe care a putut să le achiziționeze Muzeul Național de Istorie și se află în una din expozițiile muzeului. Aceste monede geto-dacice din tezaurul nostru sunt de tipul hujvăvriești și ele se caracterizează prin această secțiune pe care o vedeți pe monedă. Sunt mai multe versiuni care ar fi motivul acestei secțiuni, însă probabil faptul că ele fiind aduse din alte părți au fost probabil verificarea calității argintului. De asemenea, aici au fost găsite și mai multe monede de aur grecești. În imagine vedeți un starter de aur de tip Lysimach, este o monedă postumă care a apărut după moartea regelui. Moneda de aur s-a găsit în mai multe tezaure, este cel mai valoros și menționăm tezaurul de la Lărguța, care are mai multe emisiuni de aur, inclusiv și starter de la Alexandru Macedon. Următoarea etapă în circulația monetară din Moldova o reprezintă moneda Imperiului Roman. Este cea mai larg reprezentată în descoperirile noastre monedă. Aceste monede fiind reprezentate atât în monedă de argint, cât și monedă de cupru, cât și monedă de bronz, pardon, și monedă de aur.
Moneda romană de argint, denarul, a fost pe atunci o valută foarte, valuta antichității. Și aici vă arătăm câteva exemple de monede romane. Anterior a fost un denar, aici acum vedeți o monedă de Antoninian, un alt nominal emis de către Imperiul Roman. Alt nominal de argint a fost silicfele de aur. Aceste monede sunt foarte importante, sunt piese foarte frumoase de argint. Ele reprezintă un fel de... au fost destinate plăților așa numitor stipendii pe care le plătea Imperiul Bizantin populațiilor barbare de la granițele Imperiului pentru a-și asigura pacea la hotare. De asemenea, cum am spus, în număr mai mic se găsesc pe teritoriul Republicii Moldova și monede de aur romane care se numeau aureus. Aici, aceste monede sunt mai rare, dar deoarece erau piese foarte frumoase, ele au fost ulterior reutilizate în formă de pantative. Puteți aici un caz concret când s-a atașat un ineluș și moneda este folosită ca și pantativ. Iată câteva exemple. Aici o monedă de la Maximian, găsită în raionul Orhiei. Vedeți că tot este cu găurică, moneda a fost utilizată ca pandantiv. O altă monedă frumoasă este un aureus de la Traian Decius, dar care poartă numele soției sale, Herenia Truscila. Este o monedă descoperită la Morienii Vechi de raionul Ungheni, piesă aflată acum în colecția muzeului din Ungheni. Și aceasta este perforată, moneda, pe cum vedeți. Mai departe, vă rog. Aici prezentăm și o monedă din Imperiul Roman de răsărit, o monedă de la Teodosius al II-lea, bătută la Constantinopol. De data aceasta, moneda se numește Solidus. Moneda a fost găsită în satul Târnăva, raionul Ietineț. După... urmează perioada bizantină de circulație monetară. Monede bizantine sunt mult mai puține intrate pe teritoriul Republicii Moldova actual, la Republicii Moldova, însă sunt câteva emisiuni importante. Aici vedeți o monedă de bronz de la împăratul Leon al VI-lea. Este un folis, este o piesă descoperită în Basarabia în perioada interbelică. De asemenea, Imperiul Bizantin a bătut și monedă de argint și monedă de aur. Aici vedeți un exemplu a unei monede bizantine care se numește Milaresia. O monedă Milaresia de argint. Vă rog să schimbați. Îmi cer scuze că nu pot să fac singură schimbul de... Înapoi, vă rog. Nu pot să fac singură schimbul de cadre, din această cauză mă ajută colegii dumneavoastră de la bancă. Deci au fost monede de argint. Aceasta este o monedă bizantină care se numește Nomisma Histamenon. Este monedă din electrum. Electrumul este un aliaj natural de argint cu aur. Este moneda are așa o formă convex-concavă, se numește această formă monedă schifată și face parte din tezaurul de la Făureș, raionul Priulien, descoperit în anul 1984. Acest tezaur se află în colecția Muzeului Național de Istorie a Moldovei. Următoarea piesă pe care aducem atenție dumneavoastră sunt monede emise de Califatul Arab. Aceste monede au pătruns în teritoriul nostru, probabil prin intermediul varegilor. Și aici vedeți o imitație după Samaniz, deci după dinastia Samanidă. Este o monedă de argint descoperită la Echimauța, raionul Rezina. În general, aceste monede au fost descoperite la Echimauț și la Alcedar. Sunt două locații unde au fost găsite aceste monede. Următoarea piesă este și ea al califatului arab, însă de data aceasta, a unei alte dinastii, a dinastiei Buide, este o misiune foarte rară și a pătruns la noi ca și componenta unui tezaur descoperit la Alcedar acum câțiva ani, împreună cu monedele cele bizantine care v-am arătat Milaresia, precum și cu mai multe podoabe din această epocă.
În continuare, Tirol intră monedele hoarte de aur. Aici vedeți o colecție de monede de cupru ale hoarte de aur descoperite la Orheiul Vechi, împreună cu o pușculiță de ceramică. Avem o întreagă colecție și de pușculițe de acest fel descoperite la Orheiul Vechi și la Costești. Moneda, cele mai timpurii, următorul cadru, cele mai timpurii monede ale hoarde de aur sunt cele de la sfârșitul secolului XIII-lea și printre acestea menționăm acest dirhem de argint de la Hanul Tocta, care a fost descoperit la Costești, raionul Elovin. Este o piesă bătută în crâm. Vedeți că este specifică prin această tanga care o vedeți pe reversul monedei. De asemenea, număr mare au pătruns la noi emisiunile monetare ale hanului Uzbek, dar și altor hani ai hoarde de aur. Aici vedeți un tezaur din lingouri de argint, datat în secolul al XIV-lea. Aceste lingouri au purtat în epocă numele de somi. Tezaurul a fost descoperit la Orheiul Vechi în anul 2004, numărul 52 de lingouri de acest fel. Ele erau utilizați pentru plățile la mare distanță, în evul mediu, în general pentru comerțul dintre genovezi și diferitele teritorii ale hoardei de aur. Următorul, vă rog. Următorul. Monedele hoarde de aur nu doar că au circulat aici, dar au fost și bătute. Pe teritoriul Republicii noastre sunt două ateliere care au bătut emisiuni monetare în numele hoarde de aur. Unul dintre acestea este, sunt așa numitele monede de tip Costești-Gârla, pe care le vedeți aici în imagine. Pe avers are această siglă în formă de trischeles, iar pe revers are o formulă, o imagine denaturată a legendei Cutlugul Sun, ceea ce înseamnă să ne fie cu noroc. Deci aceste monede bătute la Costești sunt unele dintre cele mai vechi emisiuni monetare bătute pe teritoriul în genere a Moldovei istorice. Aceste monede au fost bătute înainte de baterea monedei moldovenești la Suceava în timpul lui Petru I Mușat. În afară de Costești-Gârla, alte monede au fost bătute și la Orheiul Vechi și datorită imaginii numelui legendei, care, numelui atelierului care apare pe reversul monedelor, Sheikh Al-Jedid, noi știm și care a fost numele acestui oraș medieval, care a avut o perioadă destul de efemieră de câțiva ani, pe locul unde se află astăzi situl arheologic Orheiul Vechi. Aici vedeți o monedă de cupru pe care cercetătorii au citit numele lui Cutlug-Buga, unul din emirii care s-a aflat la Orheiul Vechi, iar pe revers apare numele atelierului, cum am spus. Deci se bate monedă de cupru, dar și monedă de argint. Și în continuare veți vedea câteva tipuri de monede de argint bătute la Orheiul Vechi. Inițial, numele atelierului apare Yanghi Sheher, iar următorul tip apare numele de Sheher Al-Jedid. Mai departe. După crearea statului medieval în Moldova, începe baterea de monedă proprie și primele emisiuni monetare ale Moldovei au fost bătute la Suceava în timpul domnitorului Petru I Mușat și aici vedeți două exemple de astfel de monede. Monedele lui Petru I Mușat la noi nu au fost găsite practic pe teritoriul Republicii Moldova decât în număr foarte limitat, cauza fiind faptul că aici, trepătul și Nistru, continuă circulația monedei hoarde de aur. Mai departe veți vedea în câteva monede. Deci aici avem o monedă, un groș de tipul 2 de la Ștefan cel Mare, apoi o monedă acce, bătută în timpul lui Ioan Vodă cel Cumplit. Este o monedă foarte curioasă, deoarece în această perioadă circulă aspri otomani pe teritoriul Moldovei, o monedă foarte bine cotată aici. Și probabil ca să se alinieze
monedei otomane inițiază o învodă cel cuprins sau o învodă cel viteaz baterea acestei monede de cupru. Următorul tip monetar. Da. Deci există un principiu foarte interesant în circulația monetară în Moldova, în epoca medievală, când monedele locale, monedele bătute de autoritățile locale, adică de domnitorii țării Moldovei, circulă emisiuni monetare străine din diferite zone ale Europei, inclusiv și monedele otomane și o sumedenie de foarte multe alte monede. Printre monedele cele care au avut o mare circulația au fost denarii ungurești. Și aici aveți un exemplu de monedă de denar emis de Matei Corvin. Aceste monede sunt caracterizate de imaginea pe avers a Maicii Domnului cu pruncul în brață. Probabil datorită acestei imagini, aceste monede le găsim foarte frecvent în înmormântările descoperite pe teritoriul Republicii Moldova, din nou cu perforație, probabil utilizându-le în formă de iconiță. Monedele fiind puse în, ca ofrande pentru a plăti obolul lui Haron în înmormântări. Alte monede care au avut circulație intensă la noi, cum am mai menționat, au fost monedele otomane. Deci, aspre otomani, de la Mehmed al II-lea și până la Mehmed al III-lea au avut o largă circulație aici la noi, fiind găsite în foarte multe tezauri monetare. Aceste monede se caracterizează, pe cum vedeți, prin legende, prin legenda islamică. De exemplu, aici avem o monedă de la Bayezid al II-lea, pe ea apare imaginea Sultan Bayezid Han, feciorul lui Mehmed Han. Iar pe revers apare formula Azena Shriuhu și atelierul unde a fost bătută moneda. Această monedă este o monedă bătută la Novar. Piesa face parte din tezaurul de la Neșcani, raionul Călăraș, descoperit la începutul anilor 2005. Următorul, vă rog. Aici prezentăm un tezaur aflat în colecțiile muzeului nostru. Este un tezaur descoperit la Craiolieni în 1961, alcătuit de 50 de monede de argint și, precum puteți vedea, alături de moneda mai mică, poloneză, ungurească, apar în circulațiile monedele mari, monedele cu flan mare, de tipul talerilor. Acestea își fac apariția spre sfârșitul secolului al XVI-lea și în continuare. Da, aici vedeți o monedă poloneză de la Ioan Albert, un pol groș. Următorul. Aici vedeți un taler polonez de la Sigismund al III-lea, care face parte din tezaurul de la Caracușenii Vechi. Talerii polonezi, care sunt niște monede extrem de frumoase, de argint, sunt foarte rar găsite în descoperirile din Republica Moldova, până când eu am înregistrat un singur taler de la Sigismund al II-lea, iar în continuare veți vedea un taler de la Sigismund Bathory. Aici este o monedă de la Sigismund al III-lea, un shilling, deoarece monedele poloneze le găsim la noi, mai multe nominaluri de monede poloneze au fost găsite în Republica Moldova, aici vedeți un shilling și sunt monede foarte, foarte des întâlnite pe parcursul secolului al XVII-lea. Aici vedem o monedă foarte importantă pentru noi toți cu dumneavoastră, este moneda Talerleu, emisă de Provinciile Unite pe parcursul secolului XVII-lea. Este moneda de la care și provine denumirea actuală a monedei noastre naționale leu. Precum vedeți, moneda are pe avers imaginea unui cavaler sprijinit de un scut pe care se află un leu rampant sau un leu aflat cu două picioare. Și imaginea aceluiași leu apare pe reversul monedei. Și în evul medic, când
foarte puțină lume putea să citească, lumea era niște autoare de carte, după imaginea de pe monede, toate monedele cu flan mare, adică monedele mășcate, au fost numite leu. Și această denumire a stat la baza reformei monetare făptuite după secolul al XVIII-lea, secolul al XIX, când a fost introdus leul ca monedă națională, întâi în principatele românești și apoi în secolul XX în Republica Moldova. Aici vedeți, pe parcursul secolului al XVIII-lea, în circuitul monetar din Moldova, apare paraua otomană, paraua otomană care schimbă aspre otomani. La baza paraua vine în, este moneda divizionară care stă la baza mai multor emisiuni monetare mari ale Imperiului Otoman, deoarece Imperiul Otoman, luând de exemplu statelor occidentale, își bate și el monedă mai mășcată. Astfel, piesa egală cu 10 parale s-a numit un luc, piesa egală cu 40 de parale s-a numit curuș. Aici vedeți o monedă al mășlâc, care are la bază 60 de parale otomane. Schimbă, vă rog. Pătrund la noi și se găsește într-un număr destul de mare și monedele de aur ale Imperiului Otoman, care și ele purtau diferite denumiri. Aici vedeți un exemplu de Zeri Mahmud, o emisiune monetară bătută la Istanbul. În afară de moneda otomană, în descoperișind tezauri, dar și izolat, se găsesc monede ale Hanatului Crimeei, bătute de mai mulți hani. Aici vedeți o monedă, ele purtau denumirea de Beșlâc, monedă de la Devlet Ghirei al II-lea. Vă prezint în continuare o emisiune foarte curioasă, o monedă, așa numitele monede de Sadagura, sunt monede, este un fenomen foarte interesant. În timpul războiului din 1772-1774, Imperiul Rus inițiază baterea unei monede locale, monede de război, care să aibă circulație în principatele române, în Moldova și Valahia. Inițierea acestei monede a fost legată de faptul că în Rusia de mult era introdus asignatul de hârtie, în timp ce în Basarabia lumea era obișnuită încă cu moneda cu moneda de metal. Și efectiv, armata rusească nu putea, deci populația nu vrea să le vândă nici alimente, nici furaje pentru animale, deoarece nu accepta moneda de argint. Este inițiată baterea acestei monede. S-a ales, loc de batere a fost ales la Sadagura, actual se află încadrat în orașul Cernăuți. Acest sat s-a ales din anumite considerente și din faptul că e mai departe de teatru de război, dar și de faptul că era mai aproape de Polonia, de unde era adusă materie primă. Cel care a arendat și a organizat baterea acestei monede a fost baronul Gartenberg. A fost bătute două nominaruri de monede, para 3 denghii pe care o vedeți aici ca și exemplu, și altă monedă cu un nominal mai mare, două copeci, 3 parale. Următoare. Ulterior, după anexarea Basarabiei la Imperiul Rus, aici circulă în general moneda rusească, moneda imperială rusească, asignatele rusești, vedeți aici câteva exemple. Următorul. Iată monedă, bancnote rusești de diferite nominaluri care circulă la noi. În continuare, mai multe exemple. Aici sunt bancnote divizionare care poartă numele de copieci, dar este din hârtie. Sunt foarte curioase. Aici vedeți diferite tipuri de monedă rusească, de cupru, de argint și de argint.
care se întâlnesc frecvent la noi. După anul 1911, bineînțeles că pe teritoriul care a intrat în componența României circulă moneda românească, leul și banul, care a fost introdus ca nominal în principatele românești. Așa. Apoi, fiind în componența Uniunii Sovietice, bineînțeles, pe teritoriul Republicii Moldova circulă moneda Uniunii Sovietice, aveți câteva exemple de monedă, aici următor și bancnote, cunoscute de o parte din populație, însă tânăra generație deja nu le mai știe. Apoi ne apropiem de leu românesc. În anul 1990-91 s-a creat un decalaj enorm între mărfurile aflate pe piața Republicii Moldova și nominalul și banii pe care i-avea populația. A crescut inflația, a crescut foarte mult deficitul de mărfuri și atunci, conducerea de atunci a inițiat un sistem de cartele. Dar ca să nu fac aluzie la cartelele din anii 47-47 din timpul foametei de aici, le-au numit invitații. Și tânăra generație nu le cunoaște, dar marea majoritate a populației ține minte aceste invitații pe care era indicat produsele alimentare care puteai să le cumperi, fără a arăta câte kilograme puteai să cumperi. Dar puteai, la magazin puteai să le cumperi în baza rublelor pe care le aveau la mână populația, împreună, deci prezentând și aceste invitații, aceste cupoane. Și nu numai produsele alimentare, dar și alte produse, frigidere și alte mărfuri. Aici punem o invitație, hazlie, niște lingerie bărbătească și acestea puteai să o cumperi doar în baza invitațiilor. Și era arătat și numărul de unități pe an pe care se cumperi. Iată și aici acum populația trebuia să le decupie, să le rupi și să te duci la magazin ca să prezinți aceste invitații. Și ca să reglementeze cumva aceste schimburi, aceste plăți, au fost făcute tot felul de măsuri, inclusiv în 1991, sunt scoase de circuit monetar monedele Uniunii Sovietice de 50 de 100 de ruble, modelul anilor 1961, și populația a avut un termen extrem de scurt ca să le schimbe cu emisiunile anului 1991. S-au întreprins și alte măsuri, de exemplu, Republica Moldova, urmând de exemplu Ucrainei, care din 90 a introdus un fel de cupoane de cupoane decupabile care să le utilizeze în plăți. Moldova în 1991 introduce și ea aceste cupoane. Inițial au fost de culoare galbuie, alb-galbuie, fără niciun semn de protecție. Am văzut din comunicările de azi la ce nivel sunt astăzi moneda noastră națională, câte semne de protecție are, pe atunci nu era protejată cu nimic. Adevărat că lumea nu avea pe atunci xeroxuri ca să le multiplice, dar oricum în martie au fost produse ca în aprilie să fie schimbate cu altfel, ca și exemplarul pe care îl aveți acum în imagine. Aici sunt monede, este o coală de 50 de ruble și populația când primea salariu primea și aceste cupoane. Și când mergea la magazin, te achitai în rublele sovietice care mai existau, dar adăugând și aceste cupoane, se duplau, ca astfel să reglementeze un pic, să se lupte cu deficitul de pe piață. Ulteriorul pas a fost introducerea acestor cupoane care deja asemănau a bancnote și aceste cupoane au fost, autorul lor este regretatul artist plastic Gheorghe Vrabie. Vedeți că acestea deja au, ele se numeau încă cupoane, însă au fost emise de Banca Națională a Moldovei, au anumite semne de protecție, deci au fost cupoane de 50, de 100, 200, 1000 și ajungem la monedele, la așa de 5000, mai departe,
Ajungem la așa numiții lei intermediari. Aici vedeți o monedă de un leu. Vedeți că imaginea lui Ștefan cel Mare de pe monedă apare în faz, dar nu din profil cum este pe moneda actuală a Republicii Moldova. Aparține acest design tot artistului plastic Gheorghe Vrabie. Deci a fost moneda de 1 leu, moneda de 5 lei și de 10 lei au existat acești lei intermediari, ca apoi să fie introdusă monedele noastre tradiționale, moneda de 1 leu, 5 și cele pe care le avem azi în circulație. Cam aceasta am reușit să vă prezint. Îmi cer scuze, vă mulțumesc pentru atenție și îmi cer scuze pentru defecțiunile tehnice de care m-am ciocnit. Am fost nevoit astfel să micșorăm un pic povestirea pe care trebuia să soțească cadrele pe care le-ați văzut. Doamna Ana, vă mulțumim foarte mult, dar prezentarea dumneavoastră de vără așa de interesantă că s-a meritat așteptată puțin. Și, într-adevăr, am văzut, da, în istorie o evoluție a banilor de la primele lor apariții pe teritoriul nostru și așa până în zilele noastre. Vă mulțumim încă o dată pentru că ne-ați cufundat în această călătorie. Totodată, pentru mulți dintre noi, cred că să fie un stimul în plus, mai vizităm o dată Muzeul de Istorie Națională, fiindcă înțeleg că acolo am putea să vedem acestea și multe alte chestii interesante. Monedele totdeauna au fost o parte importantă a găselnicilor arheologici, fiindcă ele supraviețuiesc mult timpului și ne pot spune multe despre oamenii care le-au folosit și traiul lor și de unde au venit monedele și pe ce le-au fost date. Deci, noi mai avem o parte a evenimentului de azi, o parte oarecum mai interactivă, nu e foarte interactivă, dar noi am pregătit pentru voi un quiz în care sunt câteva întrebări mai mult sau mai puțin bazate pe cunoștințele generale și pe ceea ce v-am povestit noi vouă astăzi. Deci, da, iarăși epidemia o schimba destul de mult modul nostru de a interacționa cu publicul. Banca Națională tot timpul avea destul de multe evenimente care se petreceau în incinta Băncii Naționale. Noi avem un muzeu a monedii, noi organizăm niște tururi virtuale. Desigur, asta e mai puțin, da, ședințele noastre online sunt mai puțin poate interesante și informative ca cele pe viu. Pe de altă parte, avem avantajul că poți participe atâția participanți concomitent, fiindcă, evident, la un tur a muzeului nu puteam să fim 100 de oameni cât am fost astăzi maxim. Deci eu o să rog, da, în ce constă quiz-ul? O să fie 10 întrebări care o să fie într-o formă plasată pe internet. Întrebările au majoritatea variante de răspuns da sau unic sau variante multiple de răspuns. La una dintre întrebări acolo va trebui chiar eventual să scrieți ceva. Eu o să rog colegii noștri să plaseze pe chat link-ul la această formă. Iată, o puteți vedea ultimul comentariu de pe chat. Deci, intrați pe dânsul, completați, vă rog, numele dumneavoastră ca să o putem identifica la urmă și cât de repede posibil răspundeți la aceste întrebări. Eu o să le citesc pentru voi. Deci, primii 5 care vor răspunde corect la întrebări au să primească niște seturi monetare de la Banca Națională. Primii 5. Deci, da, prima, ce aveți de făcut, completați numele și prenumele dumneavoastră. A doua întrebare, care este mijlocul legal de plată pe teritoriul Republicii Moldova? A treia, când a fost introdusă moneda națională, leul moldovenesc, da?
4 iunie 1991, 29 noiembrie 1993 sau 31 octombrie 1994. A patra întrebare. Ce reprezintă elementele de siguranță ale banilor? Însemne și marcaje prin care înțelegem dacă o bancnotă este autentică, desenul grafic al bancnotei, seria și numărul bancnotei. Întrebare numărul 5. Alegeți varianta corectă de pronunțare a cuvântului monede, monezi, monete. Întrebarea 6. Pe care bancnotă este imprimat desenul clădirii primăriei municipiului Chișinău? Pe reversul bancnotei cu valoare nominală de 100 de lei, pe reversul bancnotei cu valoare nominală de 200 de lei și pe reversul bancnotei cu valoare nominală de 50 de lei. Întrebarea 7. Selectați expresia corectă. Leul moldovenesc este moneda națională a Republicii Moldova, leul moldovenesc este valuta națională a Republicii Moldova. Întrebarea numărul 8. Cum trebuie să procedăm dacă am depistat o bancnotă falsă? Punem bancnota în buzunar și încercăm să plătim cu ea pentru niște bunuri ca să scăpăm de ea, prezentăm și predăm bancnota la cel mai apropiat inspectorat de poliție sau mergem cu ea la un ghișeu bancar și insistăm că să ne se ofere în schimbul ei o bancnotă autentică. Întrebarea numărul 9. Numiți autorul designului bancnotei leului moldovenesc. Mihail Grecu, Igor Vieru, Gheorghe Vrabie. Întrebarea numărul 10. Care dintre următoarele operațiuni pot fi efectuate prin cardul de plată? Achitarea online pentru servicii bunuri, retragerea numerarului din bancomat și achitarea în magazine sau în restaurante. Întrebarea 11. Care dintre următoarele operațiuni pot fi efectuate prin internet banking? Verificarea soldului pe contul personal, efectuarea transferului către altă persoană, plăți pentru bunuri și servicii. Deci, când ați completat numele dumneavoastră și ați selectat unul sau mai multe răspunsuri la fiecare de întrebări, apăsați Submit și colegii mei o să primească răspunsurile dumneavoastră. După cum am mai spus, primii 5 care vor răspunde corect la aceste întrebări vor fi premiați. După eveniment, toți participanții pot să primească un certificat de participare la acest eveniment, dar o să vă rugăm să ne scrieți pe adresa de e-mail pe care colegii mei vor plasa pe chat cu solicitare să primiți un certificat semnat de guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei. Deci eu înțeleg că dumneavoastră încă formulați, dați răspunsurile. Și deja avem 'avem primele rezultate, deci eu voi ruga colegii să să sistematizeze răspunsurile. La moment avem 25 de formulare completate corect, deci deja cred că putem, da, 28. Aici cineva tot îmi postează live câte formulare avem. Eu vă recomand oricum să continuați să remiteți formularele și eu să rog colegii să facă un top 5 a persoanelor celor mai rapide care au răspuns corect la, la întrebări. Dar eu între timp vă Eu între timp o să vă dau adresa de e-mail la care dumneavoastră puteți să primiteți cererile pentru certificatele de participare. Și
Și între timp colegii pregătesc și lista cu numele numele câștigătorilor. Dacă dumneavoastră mai aveți careva întrebări rămase după discuțiile de azi, deci acum e ultima șansă să le formulați. Oricum, în ultimul eveniment organizat de Banca Națională, noi în continuu avem diverse evenimente care țin fie de educația financiară, fie de careva evenimente, da, ziua leului sau ziua internațională a economisirii banilor sau alte evenimente tematice. Banca Națională e destul de prezentă cu astfel de evenimente în mod continuu. De aceea urmăriți pagina Băncii Naționale, pagina de Facebook a Băncii Naționale, canalul nostru pe YouTube, pe care puteți găsiți destul de multe informații și materiale informative, dar deci cineva întreabă dacă am transmis mail-ul, uitați-vă cu două mesaje mai sus. O secundă, vă mai dau o dată mail-ul să-l vadă toți. Deci acum vedeți adresa de e-mail, press@bnm.media. Vă dau un link la un video a Băncii Naționale cu un tur virtual a Băncii Naționale în care puteți să aflați mai mult despre cum lucrează Banca Națională. Da, transmiteți, vă rog, pe e-mail că ați participat la acest eveniment și numele, prenumele dumneavoastră. Deci, cum am mai spus, puteți să ne urmăriți. În primul rând, site-ul Băncii Naționale, bnm.media, prezintă toate informații relevante despre piața monetară, sistemul bancar și eventual orice statistici suplimentare care vă interesează. Deci există o pagină de statistică interactivă unde puteți obțineți niște rapoarte foarte detaliate și informative. Deci evenimentul poate să fie văzut pe pagina de Facebook, eventual pe pagina de YouTube, da, dacă doriți încă o dată să revizuiți sau să-l distribuiți altora. Și deja colegii îmi spun că avem lista cu câștigătorii. Deci, da, dacă văd eu bine, Victorița Caras, Mihai Brunciuc, Aurelia Sloninov, Furtusneac Mirabela și Croitorul Natalia. Deci, acestea sunt numele la primele 5 persoane care au răspuns cel mai corect la întrebări, fiindcă văd că sunt câteva cu 100 de puncte și două cu 90 de puncte, însă da, am structurat lista după răspunsurile corecte, în primul rând și într-al doilea rând după viteza de reacție. Deci avem 3 răspunsuri la toate întrebările și 2 cele mai rapide răspunsuri la 9 din cele 10 întrebări. Deci eu rog persoanele respective la fel să ne contacteze pe adresa de mail pe care am prezentat-o, să convenim
cum vor putea primi seturile de monetărie premiul pentru da, cei care au fost și atente și rapide. În rest, cam asta ar fi pentru acest eveniment. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost cu noi deja destul de mult timp durează evenimentul și sper că a fost util și interesant pentru dumneavoastră. Am mai spus, noi ultimul eveniment vom mai organiza, dacă sunteți interesați, urmăriți pagina Băncii Naționale și participați în continuare. Noi suntem doar bucuroși dacă vă putem satisface curiozitatea. Da, lumea pe chat întreabă când vor putea fi primite certificatele. Deci, chiar săptămâna viitoare, deci eu cred că veți primi la mai multe detalii la mail-ul pe care o să-l remiteți cu solicitarea certificatului. Da, o să facem listă, o să le pregătim și o să fie informați toți cei care au solicitat un certificat. Ok. Bun, eu zic să ne oprim aici pentru azi. Vă mulțumim că ați fost cu noi și vă invităm să participați și la evenimentele următoare. O seară frumoasă și da, fiți atenți ce faceți cu leii dumneavoastră. Mulțumim frumos!